Salutare, sunt Dragoș Ivan și reprezint Garajul Galben. De duminică 22 martie am decis să întrerupem activitatea în atelier. Așa că de luni 23 martie suntem acasă și încercăm să facem treabă de aici. Continuăm tot cu taburetul de săptămâna trecută și astăzi vă voi arăta una din modalitățile mele de a ne fotografia produsele. Vă voi arăta cea mai simplă metodă pe care eu o folosesc adesea. Am nevoie doar de o hârtie pe post de fundal, un aparat foto și un blitz. Până să trecem la partea de fotografiere a produsului, aș vrea să vă arăt setup-ul meu de video, aparatul foto pe care îl folosesc și obiectivele. Cam așa arată setup-ul meu de video. Este un GoPro Hero 5 Black cu un microfon de la Rode, iar în stânga am atașat telefonul pentru a vedea cadrul. Pentru prezentarea produselor, folosesc aparatură profesională de la Canon. Am un Canon 6D Mark II, un obiectiv zoom 16-35 cu f2.8, un 135 cu f2 și un 50mm cu f1.2. Pentru a le ilumina, folosesc un blitz 600EXRT și un declanșator de blitz. Ok, să trecem la treabă. Lângă mine am bucata de hârtie pe care o voi folosi ca fundal. Este o hârtie albă pentru desen, are 1 m x 70, costă undeva la 2 lei și am cumpărat-o de la Art Shop-ul din Timișoara. Ca să o prind de perete, voi folosi o bucată de scotch pe care o voi tăia cu farfeca. Ok, să trecem la lipit. Ok, am pus hârtia și acum o să facem un test să vedem dacă taburetul încape sau dacă hârtia trebuie pusă mai sus sau mai jos. Am adus și taburetul și îl vom pune pe hârtia albă să vedem cum se potrivește. Poate trebuie să mutăm hârtia mai jos sau să punem pe orizontală, încă nu știu exact. Haideți să vedem. Este puțin cam la fix, dacă vreau să rotesc taburetul să-i fac cumva poze din altă poziție, o să-mi fie foarte greu pentru că hârtia este pusă sus. Va trebui să mut hârtia mai jos. Super, la mine e foarte cald și eu de obicei când fac puțină mișcare transpir imediat. Am pus hârtia mai jos, acum este mult mai ok pentru taburet, pot să-l rotesc, pot să-l pun și din față, pot să-l pun și din lateral să-l posez. Hârtia nu este foarte mare, o să am puțin de lucru în post-procesare ca să trag cumva cu alb pe lângă hârtie, să fie fundalul peste tot alb. Dacă reușesc să expun foarte bine partea albă, adică să o fac puțin mai albă decât este, să o supraexpun, atunci voi putea să decupez foarte ușor taburetul de pe fundal și să-l pun pe orice fundal doresc. Ok, o să ne apucăm de fotografiat imediat. O să iau camera foto cu obiectivul de 50mm și voi monta blitzul pe ea. Vom face câteva teste.
După ce testele vor ieși ok, vom începe să fotografiem pentru cadrele finale. Am luat camera, ăsta e blitzul. Blitzul vine pus aici pe cameră. Se pune așa. Are un click aici, îl pornim. Pornim și camera. Ok, era pornită. Dăm capacul jos de la cameră. Ok, să trecem la treabă. Mă interesează foarte mult ca marginile taburetului să nu depășească partea albă, în așa fel încât să-l pot decupa în post-procesare. Testele arată cam așa. Bun, acum că am făcut testele și suntem destul de mulțumiți, o să continuăm cu fotografiile finale. La partea de detalii aș putea să folosesc obiectivul de 135 mm sau să mă apropii mai mult cu obiectivul de 50.
La partea de detalii am observat că nu mă deranjează dacă nu am fundal peste tot. Textura lemnului cumva se potrivește cu culoarea din blur pe care o lasă parchetul. Sunt cumva un același maro, să zicem. Sunt același galben maroniu și nu este deranjant. Aș putea să folosesc cadrele și în felul acesta. Am să încerc să insist mai mult pe detalii. Pozele generale au fost doar 2 sau 3, una din față, una din 45 și una din lateral, așa că o să continui cumva mai mult pe detalii. Cam atât a fost pentru partea de fotografiere. Detaliile și fotografiile generale o să le vedeți pe site, pe Facebook, pe Instagram, dar o să vă arăt câteva și în acest video. Și mă gândeam să fac și un clip de prezentare pentru acest taburet, așa că o să încep să și filmez, să-mi iau și câteva cadre video cu el și o să vă arăt și acele cadre tot în acest clip. Sper că v-a plăcut, sper că vă este de ajutor și cred că dacă share-uim vom învăța mai mult. Nu uita să te abonezi, să ne dai un like și un share și cel mai bine în perioada asta stai acasă. Ciao!